Salut, eu sunt Eduard, iar în acest videoclip o să facem unboxing și review la niște produse de la Serioux. Serioux. Dacă ați mai auzit de ei, foarte bine, dacă nu auziți acum pentru prima dată, eu cred că știți deja, pentru că au niște produse care de obicei ating acel raport calitate-preț. Și despre ce o să vorbim în acest videoclip? Păi bine, o să vorbim despre acest mousepad. Wow! Ce fancy arată, nu? Parcă ți inspiră gaming. Și dacă vrem mai mult decât atât, vrem kitul cu totul, avem și această opțiune. Da, unde avem tastatură, mousepad, mouse, căști, avem tot aici, avem tot ce ne trebuie. Și începem cu unboxing și apoi o să vedem cu ce se mănâncă aceste produse. Deci, hai să trecem la treabă. Începem cu acest mousepad, care arată foarte bine. Deschidem de aici. Deci avem 90 x 35 de centimetri. Foarte mișto. Ia să vedem. Oho! Trebuie să mă dau mai în spate pentru că nu încape în cadru atât de mare. Adică uitați-vă la frumusețea asta. Da? Ia să văd dacă am banana for scale. Da? E foarte mare. Și se simte și foarte bine la atingere. Și nici nu alunecă. E exact ce trebuie să fie. Super mișto material. Bun. Dar dacă vrem setul cu totul. Ia să vedem ce avem noi aici, unde avem setul complet. Pam, 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 pam. Vedem prima dată tastatura. Încă un mousepad. De data asta un pic mai mic, dar totuși. Da, încă este destul de mare. Mouse-ul lejer poate se plimbe pe el. Și ce mai vedem aici? Căștile. Le desfacem imediat. Și ar trebui să avem și un mouse aici. 4-1 combo, conformitate și garanție. Unde ești, mouse-ule? Uite și mouse-ul. Avem și mouse-ul. Ia să vedem. Un design plăcut. Ia să auzim cum. Parcă îți dă așa un chef să te joci un Counter-Strike. Și un cablu sănătos de calitate. Cu USB la capăt, desigur. Ia să vedem cât de lung este. Ajunge. E destul de lung. Bun, hai să trecem mai departe. Dăm mai cutia asta la o parte. Deci, avem mouse. Nice. Mousepad-ul ăsta, după cum observăm, față de cel mare, este cam jumătate. Un pic sub o jumătate. Ok, hai să-l scoatem din ambalaj, să-l vedem. Același material de calitate. Anti-alunecos. Nu alunecă. Bun, deci avem așa în set. Frumos. Bine, ar trebui să fie așa. Bun. Hai să vedem și tastatura. O să le și aprindem imediat să vedem ce luminițe au. Wow, se simte de calitate. Sănătoasă. Uite de ce. Pentru că avem o placă de metal aici. Ok, foarte interesant.
Îmi place. Îmi place. Același tip de cablu USB, nu e exact ca la mouse, dar e tot sănătos. Și de data asta avem niște taste foarte silențioase. Îmi place. Și să ne uităm și la căști. Căștile noastre. Fie avem și microfonul aici. Uitița pentru volum. Și ce vedem noi aici? Vedem că avem opțiunea de a conecta atât la jack. Da? Avem și jack-uri separate pentru audio și microfon. Sau unul care le unește. Și avem și USB. Deci putem să conectăm căștile astea la aproape orice. Super. Arată bine. Ăsta e unboxing-ul. Hai să le aprindem să vedem despre ce e vorba. Bun, deci am acest laptop și abia aștept să probez această tastatură, mouse și căști. Hai să vedem ce se întâmplă când conectez pentru prima dată tastatura. Ehe, nice! Frumos! Foarte frumos! Așa da! Aha. Cred că mi-am găsit noua tastatură aici. Super tare! Hai să vedem și mouse-ul. Ehe! Da, e clar! E clar, se potrivesc exact ce trebuie. Se mișcă foarte, foarte, foarte bine. Ha! Foarte încântat de ele. Trecem la căști. Hai să vedem și căștile. Opa! Opa! Avem niște luminițe aici. Păi se împacă frumos cu tastatura și mouse-ul, nu-i așa? Și mi-a și apărut pe laptop. Ia să vedem cum le dăm mai tare. Ok, acum hai să facem probă la căști. Da, deci trebuie să dăm mai tare de aici. Avem microfonul, totul iluminat. Am conectat atât USB-ul cât și jack-ul. Foarte mișto. Foarte confortabile. Sunetul este acolo unde mă așteptam, adică raport calitate-preț. Da? Și având în vedere că toate astea vin într-un pachet și părerea mea e că tastatura este cea mai tare din tot pachetul, dar asta nu înseamnă că celelalte nu sunt mișto, cred că merită. Cred că merită. Le iei pe toate într-un pachet, le ai, sunt toate acolo, funcționează, sunt toate cu lumini, da, adică e foarte fain. Foarte, foarte fain. Deci, da, trecem la concluzie. Le recomand să le ridic așa un pic. Mamă, foarte mișto tastatura asta. Le recomand, da. Acum o să continui să mă joc cu ele. Și dacă aveți întrebări, secțiunea de comentarii este terenul nostru de joacă. Pe data viitoare, salut!
Păi și acum spuneți, păi da, Edi, dar ne-ai arătat produsele astea și poate aș vrea să cumpăr și eu, sau poate aș vrea să aflu mai multe, sau poate aș vrea să caut altceva, că tot ai scaut raportul ăsta de calitate, preț interesant. Păi pe lângă toate magazinele pe care puteți să intrați să căutați produsele, păi îți ăștia au și un site foarte mișto, nou, adică uitați-vă un pic cât de clean e, cât de modern e. Și ce puteți găsi pe site-ul ăsta? Păi, PC și laptop, mouse, tastaturi, sound, vision, power, protection, accesorii, conectică, medii de stocare, gaming, periferice, componente, scaune, birouri, console, audio-video, da, avem și audio-video, avem și auto, și avem și un blog, și avem și o categorie de video, și avem și contact, deci trebuie doar să vrem să intrăm pe aici, adică uite cât de clean este site-ul ăsta. Cât de clean este. Mie-mi place. Mie îmi place. Bun. Deci dacă sunteți curioși, vizitați site-ul www.seriox.ro și aruncați un ochi pe acolo. Poate găsiți ceva mișto. Eu unul sunt foarte încântat de chestiile pe care le-am găsit, mai ales de jucăria asta. Și asta a fost tot. Pe data viitoare, salut! Ok, hai că poate îmi place un pic prea mult.